pot să cred că iar am șuruburi. Deci nu pot să cred. Șuruburile mă bântuie. Vă rog, Ionis, să faceți jucării fără șuruburi. Vă rog, vă rog, dar vă rog din suflet. Fă-le fără șuruburi, te rog. De la voi îmi iau puterea de a șuruba. Mă ajuți? O, mulțumesc, nu e pe cant. Bă, da. Nu e. De ce? Uite-te cum vine aici. E, lasă, ne uităm străbunea, care-i problema? Tu viață, fama, să trai. Neața, dragilor, neața, prietenași, după cum vedeți, audiența s-a strâns, aceasta este audiența mea în pandemie, că dacă concerte nu mai sunt, audiența este fie dușul, fie cățelușii de pe stradă. Vă pup, cățelușilor, vă pup și pe voi, dragilor. Suntem la Snagov, la Palatul Snagov. Filmam un promo pentru Antena 1. Abia aștept să vină sărbătorile, am început de vreme. Noroc cu colegii din Antena care mă pun să cânt colinde în noiembrie. Stați cu noi, haideți. Haideți, prietenași, nu facem pipi pe roată. Hai, prietenași. Nu, prietenași, hai. Nu facem pipi pe roată, hai. Haideți, audiența cu mine. Hai, haideți, audiența, haideți. Ia uite, haideți. Ia uite, s-au și răsfirat. Am pierdut 2 din audiență. Au rămas doar 3. Haideți să nu vă pierd, să nu vă pierd, vă cânt ceva. Haideți. Ne îmbrăcăm. Ia priviți câte hăinuțe, vreau ceva. Nu vezi cine ceva scurt și sexy? Nu. De ce? Naciu, paparaciu. Nu te lași, mă, nu te lași. Ceva nașle, ce frumos ești. Eu, da? Salutare fanilor Andrei și a emisiunii și a exact. Noastre, tuturor. Și nu ne oprim aici. Să ne iubiți, că noi vă iubim. Exact. A fost ziua Dorei. A fost ziua Dorei, să nu mă. La mulți ani. 10 ani și eu stau, mă, liniște. Vai, 10 ani, incredibil. La ce probleme ai avut tu? Nășica ce faci? Face multe. Da, face un... Un tricou. Un plovăr. O șoseată. Acoperim venele sparte din spital, le acoperim frumos așa. Atunci aici un pic, le acoperim ca să filmăm, să arătăm bine. Uite, a venit și audiența după tine, vezi? A venit audiența, cățelușii mei! Deci vă place de mine, dragilor, scrieți în comentarii. Acum filmăm niște promo pentru Antena 1, niște colinde, cântăm și împreună și separat, și cu Juriu, și fără Juriu, și cu Alina, și cu Cosmin, și cu toată lumea. Cosmin, am aflat ieri că s-a patentat o nouă culoare, o nouă nuanță de ochi, se cheamă albastru de seleși. Cine a zis asta? Stai să-i și vedem. Cine a zis asta? Da. Cine este Alina? Nu albastru de seleși, mă rog, putea să fie și de seleși, dar era albastru seleși. Așa, bravo, Pușcarina, bravo. Cum e albastru Voroneț, albastru seleși, ce vorbe aici? Ați fost și la OSIM pentru asta? Urmează să merg Alina, ea mă reprezintă la OSIM. Suntem aproape gata. Deci, rochiță cu masă de sărbători, abia aștept, îmi plac sărbătorile. Îmi place Crăciunul, abia aștept să vină Crăciunul, îmi place brad și să primim cadouri. Andreea Uțea, când o văd pe Bălanca, mă ia depresia. Ascultă-mă. De ce? Când o văd pe Bălanca, intru în depresie. Și de ce? Că știu de când era... Bă, nu că era ceva, mă, stătea tasul după ea, să... De la Timișoara. Băi, tu-ți dai și mai depresia când o văd acum, că ei mă mică, îi cu de... Câte ori ai acum? 26. Dar la observator când erați, mai ții minte? Că și eu când te văd am același sentiment. Acum vorbim de copii și mă simt mai tânără când mă apropii. Și la observator când venem cu Andrei? Da, cu Andrei. Venem observator? Da. Acum cântăm, dragilor, cântăm. Abia și sărbători. N-am mai făcut un cigăl împreună de ultima dată. Acum niște ani. Câți ani? Vreau 3, 4. 4 lejer. 4. De ce nu ziceam ăștia să facem mai des singuri? 4, 4. Ăștia cu lămarea, cum se spune. Ăștia, adică astfel, colegii noștri, aceștia. The most wonderful time of the year.
Bine. Noi ne credem acum Marilyn Monroe, ca să înțelegeți. Da. Două Marilyn ne credem acum. Și să plecăm. Păi vezi? Da. Păi vezi? Nu vrei să și mănânci? Să și mâncăm. Da. Dacă e gratis mâncarea, mâncăm. Rămânem să mâncăm. Și dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. Copilașilor, drăgălașilor, iubăreților, am o surpriză pentru voi. Da. Unde mergem? Vrei să... Televizion? Stai aici și mă duc să aduc surpriza. Ești pregătită? Ce? Nici eu nu știu ce surpriză. Am primit o cutie și vom vedea împreună ce e în acea cutie. Vreți să vedeți? Mie îmi place să primim cutii. Deci aici, la noi acasă, e mai rău ca la poștă. Primim tot felul de cutii, mulțumim prietenilor, partenerilor, oamenilor care ne trimit cadouri, sponsorilor care ne tot trimit tot fel de lucruri, jucării. Așa că le mulțumim, vă mulțumim tuturor. Suntem foarte fericite că primim jucării, hăinuțe de toate. Deci, iar am primit o cutie. Nu știm ce este în cutie, urmează să vedem. Stăm aici, ne pregătiți? Da. Mă duc să aduc cutia. Ia uite câta cutia. Yo! Stai, hai să mergem acolo, stați. Ia uite cara, cutia este mai mare ca tine. Avem o păpușă! Și încă o păpușă! O măsuță de bijuterii. Alta, o descoace! Uai! Avem ruj, machiaj, iubita mea! Avem fluturaș! Avem o oglindă! Uau, ce păpuși frumoase, iubita mea! Le-am primit de la Mânuțe Creative. Mulțumim frumos, Mânuțe Creative. Deci hobby-ul nostru este să desfacem jucării, ce să ne mâncăm. Am primit foarte multe comentarii în urma vlogului de săptămâna trecută, în care am montat pe Topogană Buclucaș. Foarte multe vizualizări. Are și vlogul care a montat piscina. Deci ne pricepem de minune. Taie pe cant. Să tai pe cant? Da. Vezi că nu e pe cant. Uite că nu e pe cant. Nu e bine aici. De ce nu e bine? Că nu e pe cant. Trebuie să construim. Cu șuruburi. Trebuie să construim, ia. Nu pot să cred. Hai să ne prefacem că n-am desfăcut-o. Au și are și creioane. Are și creioane. Bine că are creioane. Hai să luăm doar creioanele din toate astea și atât. Uite, luăm astea. Ia, ce-a țipit de frumos. Nu mai dragilor, mâine se lansează clipul Andrei. Mâine. Sper să vă placă. Se numește Nostalgie, o piesă foarte frumoasă. Și a trecut ceva timp de când am mai scos o piesă, că de am fost ocupate fiecare cu carierele solo. Și acum a venit momentul să scoatem pentru Andrei. Avem aici o trusă de machiaj. Wow, ia să vedem ce avem noi aici. Avem machiaje. Ia uite ce frumos, avem machiaje, ce drăguț. Uite, Enuța, acesta este un parfum. Ne dăm cu parfum, ia, detect parfum, da. Acesta este un rimel. M-am machiat, uai de mine, ce frumos m-am machiat, nu pot să cred. Ia uite ce farduri minunate. Noi suntem domnișoare și ne place să ne machiam. Și ne place să avem măsuță de machiaj. Mami are sus și ele mai vin la măsuța mea de machiaj. Așa că nu, când pisica nu e acasă, se mai dau cu creme. Și găsesc cremele consumate. Te întreb ce fac, nu? Da, știu, mă întreb ce fac, că nu se deschide. Da, sub cutie. Nu se deschide. Cum facem să se... era... Nu întreba ce fac. Are capac. Are capac. Mulțumesc, designer nou, Ranet. Stai, ia. Uai! Ce frumos, ai ce frumos. De machiaj. Deci, iubita mea, acum că o să avem măsuță de machiaj, o folosim pe aceasta, nu mai mergem la măsuța de machiaj al lui mami, da? Da, promiți? Da. Știi ce trebuie să faci cu ăla? Să-l bași pe cant. Serios? Da. Iar că am parte de cant? Iar am șuruburi, nu pot să cred. Nu pot să cred că iar am șuruburi. Deci nu pot să cred. Șuruburile mă bântuie. Da, știu, așa le-am văzut. Le-am văzut și mai au cu mâinile de păr. Da.
Am luat toată transpirație. Glumă, glumă, dar de ce? De ce atâtea șuruburi? De ce? Mulțumesc pentru comentariile voastre în care m-ați sfătuit să-mi iau o bor mașină. Sau de cum se numește asta care face... care înșurubă. Rotopercutor. Rotopercutor. Serios, că nu minți, mă prerești, nu mai știu ce mi-a zis să-mi cumpăr. Mi-a zis acolo în comentarii. Ce sunt niște șuruburi. Vă mulțumesc că mi-ați scris, m-ați sfătuit în comentarii. Mulțumesc. N-am luat atitudine și nici n-am cumpărat ce trebuie. Și iar m-am trezit în... Unde bag ăsta, că nu înțeleg. Am pus un vis. Trebuia cu găurile în partea cealaltă. Deci nu că așa. Trebuia așa să fie. Uite așa proastă. Te zici de șurubești, le pun invers. Cum nu pot să cred? Ești un adevărat meșteșugar. Vă rog eu din suflet, face jucării fără șuruburi. Vă rog, dar vă rog din suflet. Vă rog eu mult. Deja s-au plictisit. Mă așteaptă, dar s-au plictisit. Mersi. E bine. Mulțești? Ești și hrănit? E bine. Asta e important, să se gândească copiii la tine. La bătrânețe, să ai cocanul cu apă. Mulțumesc! Ce bun e! Mulțumesc, iubita! Mulțumesc! Am o grămăjoară de biscuiți acolo. Gata! Vreți biscuiți? Biscuiți, care mai poftiți, care mai doriți? Biscuiți, clar, am parte de biscuiți la toată lumea! Yay! L-am terminat, ia priviți, am terminat! Nu putem să-i punem mai, uite, Clara, pune biscuiți aici. Asta e să fie o măsuță de biscuiți. Și acum trecem la oglindă. Oare câte șuruburi are această măsuță cu oglindă? Mor de curiozitate! Să aflăm! Yes, thank you very much for buying this product. Please, fă-le fără șuruburi, te rog! Șuruburi, șurubele, care mai poftește? De la voi îmi iau puterea de a șuruba. Voi dați putere să șurubezi, Clara, da? Da, evita? Așa. Mă ajuți? Da. Mulțumesc, iubita. Vrei și tu acolo? Da. Bă, miște șugarul lui mami. Păi miște șugitule, măi. Nu-i miște nu șugarule, mitinelule. Așa, exact. Nu e pe cant. Bă, da. Hai. Nu e. De ce? Uite-te cum vine aici. Ei, lasă, ne uităm strâmbânea, care-i problema? Ați venit? Copiilor! Ați venit? Priviți! Măsuța de machiaj! Uite-o vin, eu. Cine e? Ela, puneți rujulețele aici, puneți toate, așa. Deci, acum aveți măsuța voastră de machiaj și nu mai veniți la măsuța mea, așa-i? Da. Mulțumesc. Da, mulțumesc, vă iubesc. Vă pupăm, vă iubim, nu uitați să dați subscribe, follow pe TikTok, să ajungem repede la 400.000 de followers, dați subscribe pe YouTube, să ajungem repede la 400.000 de subscribers, nu uitați de butonul Facebook și, bineînțeles, de Instagram, să ajungem repede la 1.500.000. Dați subscribe! Vă pupăm!